Următorul care intră alături de noi în emisiune este Valentin. Curaj, Valentin! Bine ai venit la Mireasa! Te rog să iei loc lângă colegul tău, Giorgio. Săgăma! Bine ai venit! Ce faci? Foarte bine, foarte fericit că sunt aici. Ești bucuros? Da. Ai emoții? Puțin. De ce? De ce ai emoții? Că o să cunoști fetele? Că... Sau așa, nu, că e prima dată, prima emisiune? Pentru experiență, da. De unde ești? Din Dobrești. Din Dobrești. Am avut un Valentin care a fost în finală sezonul trecut, chiar al doilea cuplu, dacă e să luăm după numărul votanților. Așa că îți doresc să ajungi și tu acolo și chiar mai mult și să te și zori, că nu asta vreți cu toții. Bun, hai să-l cunoaștem pe Valentin și o să vorbim cu el în câteva minute. Salut, numele meu este Valentin Hare, am 24 de ani și locuiesc în comuna Dobrești, județul Ilfov. Cântăresc 92 de kg și măsor 185 de cm. Am terminat studiile la Universitatea Sanitară de Medicină Veterinară din București. Deși am terminat Facultatea de Agronomie din București, nu pot profesa ca și medic veterinar, nici nu mi-aș dori, însă aș putea să continui ca inginer în management. Dar în acest moment antrenez copii la fotbal, sunt antrenor de junior. Pot să spun că este a doua mea viață datorită lor, fiindcă fac lucruri pe care îl cunosc cel mai bine. În mod normal nu am foarte multă răbdare, dar din moment ce am început să lucrez cu copii, mi-am dovedit că pot să am și răbdare. Am avut șansa ca familia mea să fie o familie unită. Părinții mei sunt împreună de la vârsta de 20 de ani. Au împreună 31 de ani de la căsnicie. Am o soră de 28 de ani. Am un nepoțel datorită ei de 9 luni. Din familia mea pot să spun că cel mai mult comunic cu mama mea, deși vorbesc cu toți la fel de mult, doar că simt să mă apropii mai mult de ea. Am început fotbalul la vârsta de 9 ani. Mama mea mi-a făcut cadou de ziua mea, o selecție, să spun, la clubul la care am jucat prima oară. A fost un drum frumos, greu, pe alocuri, însă la vârsta de 19 ani am suferit prima operație la genunchiul drept. Apoi am reîncercat un an de zile să-mi revin, dar din nou am suferit o nouă operație la același genunchi. Momentul în care m-am accidentat prima oară a fost foarte dolorosit pentru mine, fiindcă până la acea vârstă nu am avut absolut nicio accidentare, însă cea de-a doua accidentare, să spun așa, mi-a pus capac, fiindcă am realizat atunci că trebuie să renunț la fotbal. Eu mă întrețin singur, locuiesc cu familia mea în aceeași curte, dar în casă separată. Sunt o fire independentă pe toate planurile și cred că este momentul să creez o familie. Până la vârsta asta am avut 3 relații foarte serioase. Prima relație a durat 2 ani jumate și s-a terminat din cauza geloziei din partea ei, să spun. A doua mea relație serioasă a durat 4 luni, a fost o relație foarte frumoasă, cred că cele mai frumoase 4 luni pe care am trăit în relație vreodată, însă s-a terminat nu din cauza geloziei, din greșeli comune, mici repetate. În nicio relație de-a mea nu am înșelat și mi-am promis mie că niciodată nu mă voi face. Can we keep? Dacă aș putea să creez viitoarea mea soție, mi-aș dori să fie nu foarte scundă, să aibă undeva la peste 1,65 cm. Nu contează culoarea părului, să-i placă să facă sport, să fie o persoană sportivă. În cazul în care viitoarea mea soție are operații estetice, nu mă deranjează absolut deloc, dar mi-ar plăcea totul să fie cât mai natural. Nu cred că aș accepta ca viitoarea mea soție să fi făcut în trecut video chat. Eu sunt un băiat credincios și cred că sunt foarte multe modalități de a câștiga banii și altfel. Nu aș vrea ca viitoarea mea soție să fi fost căsătorită, însă m-ar deranja dacă ar avea copii. Mi-aș dori să am o familie la fel cum au colegii mei de la fotbal. O familie
cu unul sau mai mulți copii, care petrec tot timpul împreună, gătesc împreună, se plimbă, o familie foarte frumoasă. Mi-aș dori foarte mult ca la finalul Zero Regrere să mă pot pune cu copiii și cu soția mea rămasă, să vorbim despre greutățile pe care le avem, să încercăm să găsim partea frumoasă din toate lucrurile. Dar totodată sunt conștient că sunt și momente în care avem nevoie de singurătate. Îmi doresc foarte mult să mă însor, dar nu mă voi grăbi dacă nu voi găsi persoana potrivită. Cum e, Valentin? Cum te-ai hotărât să vii la Mireasa? Urmăresc emisiunea de când purtar nume, de foarte mulți ani, și mi-am dorit de atunci să vin, doar că nu aveam vârsta necesară. Măi, dar cum s-a nimerit cel puțin în primii doi concurenți în fan Mireasa? Da, dacă și ceilalți, înseamnă că v-au recrutat colegii mei din fan club Mireasa. Cine a fost prima persoană căreia i-ai spus că, uite, m-am gândit, vreau să mă însor și mă duc la Mireasa? Mamei mele am spus prima oară, acum cred că un an de zero, un an și jumătate. Așa. Mamă, m-am hotărât, vreau să merg la Mireasa, îmi doresc de foarte mult timp. Plus că terminasem și o relație atunci și am zis, acum sigur e momentul. Păi și de ce ți-a luat un an? Am avut și alte lucruri în gând, zic, bă, să mă duc, să nu mă duc. Am avut cumva gânduri cum o să mă descurc, dar am spus că trebuie să vin aici. Okay. Trebuie să trăiesc. Și mama ți-a dat un dă verde, a spus, ok, ai vârsta de însurat, așa crezi? Ești pregătit? Eu cred că da. Mama mi-a spus, mergi acolo și vină cu o creștină acasă. Da, e drept că, dacă stau să mă gândesc, fotbaliștii în general se mărită. Mă rog, se însoară unii, da. De vreme. Unii se mărită, da. Se însoară de vreme, sunt băieți serioși unii. Nu da, toți, dar da. Explică-mi și mie asta. Tu ar fi trebuit să fii medic veterinar, nu? Aș fi putut să merg pe acest profil. Și de ce nu vrei? Am ales ingineria, managementul, agroturismul, deși sunt într-un tot alt domeniu. Uh-huh. Dar a trebuit să fac o facultate, pentru că cu sportul nu este cea mai mare siguranță. Da, acum având și accidentările acelea, probabil că altfel ar fi fost parcursul tău dacă ai fi reușit să ai cariera în fotbal la care visai. Bun, zi-mi de fete, cum să fie fata? Deci să nu fie, n-are importanță dacă e blondă sau brunetă, nu. Să nu fie foarte scundă, da, asta... de că tu ești înalt. Sunt destul de înalt, da. Așa, să nu facă video chat, sau să nu fi făcut. Să nu fi fost măritată. Să nu fi avut copil. Măritată, depinde. Tu te gândești și la ce ar accepta mama? Nu, sunt nicio formă, nu. Mama ar accepta ce accept. Fiți atenți, suntem urmăriți de pisică. Miții din Turcia a venit aici și ea. Miții de la București ne așteaptă, avem o Miții și aici. Cumva pisicile sunt mascota emisiunii noastre, ne poartă noroc, așa că, Valentin, îți doresc și ție succes în a-ți găsi jumătatea inimii tale și abia aștept să vă văd pe toți însurați la finalul emisiunii, dar să o luăm ușor, că de-abia e prima, da? Prima. Ne așteaptă câteva luni în care o să vedeți, o să treceți prin multe stări, și prin bune și prin rele, o să fie experiența vieții voastre. Facem așa, luăm o scurtă pauză, după pauză continuăm să îi cunoaștem pe băieți și cred că trei băieți o să vină după pauză, și anume Viorel, Cosmin și Paul, așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem repede, suntem în Turcia, suntem la Mireasa, ne-am întors!